Husqvarna model 236, cumpărată din reprezentanță. Aici este pansonul, cumpărată din reprezentanță. Am cumpărat-o de nou dintr-o reprezentanță Husqvarna. Aceasta este cutia, ambalajul cu care a venit ea. Mai jos scrie unde este fabricată, made in RC. Asta este cartea ei, ăsta e uleiul pe care îl folosesc. O folosesc de 4-5 ani și am fost foarte mulțumit, așa pentru uzul casnic. N-am avut probleme să nu pornească, să umblu la bujie, să îi fac vreo reparație. De obicei am pus mai mult ulei decât trebuie, dar a pornit fără probleme. Acum lanțul e destul de slab, nu l-am strâns, dar vreau așa să-i dăm o pornire, să vedem cum pornește. Am pe cineva aici care mă ajută. Îi apasă un pic acolo să vină benzină. Asta este sunetul ei. E la rece. Sunetul ei la rece. Când se încălzește, sună un pic mai bine. Ia, accelerează-o puțin, te rog frumos. Da, acum s-a mai reglat puțin sunetul, e mai frumos, mai cald și fumul acela pe care îl scoate e din cauza că am pus mai mult ulei decât trebuie în benzină. Benzina e de mai mult timp în rezervor, nu am pus acum benzina amestecată proaspăt și cam asta este. Ia, oprește-o, te rog frumos. Da, mai dai o sfoară. Mai dai o sfoară. Cam asta este. Pentru uzul casnic e foarte bună. Nu are lama destul de mică. Hai, oprește-o. Are lama destul de mică, dar îți faci fără probleme treaba cu ea. Prețul ei e undeva la 800 de lei acum. Din ce am văzut, 800 de lei. Își face treaba destul de bine. Cu lama asta așa mică pentru uzul casnic e ok. Dacă vă trebuie pentru să mai tăiați și pe la prieteni și pe la alții, recomand varianta cu lama mai lungă. Și ca și fiabilitate e foarte bună. Deci cum v-am zis, acum fumul ăsta îl scoate de la benzina care e pusă. Dar nu există probleme la pornire. Zgomotul ăsta care se aude de la lamă, aici am decalat un pic lama. Am agățat-o într-o buturugă mare și s-a înmuiat puțin în vârf acolo. Am mai îndreptat-o, dar tot degeaba, trebuie schimbată lama. Și e ok, pentru ăia 800 de lei care îi plătești, e un lucru de calitate. Benzină cu ulei de origine să-i puneți și cam asta este. Își face treaba nemaipomenită.